Ce se întâmplă cu doamna Amalia? Adică nu mai mi-apare nimic, nicio postare, nici nu... Da, cu emisiunea, păi ai dat așa... Și, într-adevăr, au dreptate, pentru că trebuie să fac vlogul din nou, știi ce se întâmplă? În timpul pandemiei, când stăteam în casă toți, am făcut asta pentru că aveam foarte mult timp. Acum nu mai am timp, că sunt tot timpul prin, fac chestii, mă duc, când să mai filmez? Da, dar când între timp, atunci erai la început de drum și nu știai, era mai greu cu montajul, da. Cu decorul, da, cu un alta. Acum ești și în mână. Promit că voi face un vlog în următoarea lună, poftim! Și vlog și cu invitați și așa, invitați, că era frumos. Da, și interviuri am de gând să fac podcasturi. Mă rog, eu nu place să le zic podcasturi, că nu sunt eu un profesionist al podcasturilor, dar invitați pe care să-i întreb și cu care să vorbim. Sau măcar în bucătărie, așa mai și învățăm și noi o prăjiturică, o ceva de și la... Și bucătărie fac, da, da, da. Deci promit, uite, îți promis solemn că da, voi... Da, s-a notat. Da. Da. Ce faci? Cum ești? Cum sunt cu copiii acum? Alicia e la școală la Paris, e mai în clasa 12-a. Nu cred. Da, Alicia e în anul 3 la Paris. Nu, dar și Alicia e clasa 12-a. Ema e clasa 12-a și Tomiță e clasa 2-a. Și eu cu foarte multă treabă, cu multe proiecte. Că noi te vedem după Toma și nu ne dăm seama că fetele au crescut, că da, ei da, sunt, da, știi? Da. Ne gândim acolo că sunt și ele a 8-a, a 9-a, da. Deja 12. A 12-a și anul 3 de facultate, da, și... Tu ai rămas la fel, ca să știi. Ei le-au crescut, dar noi n-am îmbătrânit deloc. Că eu le știu de când sunt mici și mi-e greu să cred așa că le știu de când sunt. Da, da. Sunt foarte, sunt niște fete foarte bune și foarte inimoase, așa, și mă bucur mult că sunt mama lor și că am putut să avem o relație așa frumoasă și să fie și ele așa de bune și frumoase. Mi-aduc aminte că am venit la tine în timpul pandemiei acasă, am făcut atunci un interviu chiar la tine în curte și erați toți. Acum, da. Cum e casa când toți sunt și la școală și plecați la Paris? Cum ești? Păi și noi suntem peste după tot. Ei? Și noi suntem peste tot. Mergem și pe la Alessia când are ea mai liber. De ziua mea am fost la ea și m-am sărbătorit acolo. La anul o să plece și Emma. Deci suntem... Dar nu te doar așa sufletul să le lași, să plece, că mamele de fete sunt mai atașate. Nu, mi-e crește sufletul că știu că se duc undeva unde e bine pentru ele și că or să fie foarte împlinite și o să facă ceea ce le place. Mi-aș dori foarte mult ca și în România sistemul de învățământ să se restructureze la un moment dat și să primească copiii cu dragoste, știi? La noi și nu numai sistemul de învățământ, și sistemul medical și, nu știu, sistemul ăsta administrativ este un sistem punitiv. Tot timpul te acuză că n-ai învățat, că deci ai venit târziu la doctor, că nu ți-ai plătit taxele, că... Și atunci este greu pentru orice român să interacționeze într-un mod prietenos cu impozite, cu taxe, cu școli, cu... Înțelegi? Și afară e altcumva. Te îmbrățișează sistemul, știi? Și e educațional și medical. Și acolo te poți relaxa. Pe când în România de aia toată lumea e nervoasă, toată lumea se ceartă, pentru că tot timpul pe noi ne acuză cineva că am făcut ceva, știi? Și competitivitatea aia între părinți și care răsfrânge asupra copiilor și... Toate lucrurile astea rele vin din această frustrare, pentru că tu începi școala de mic și profesorii spun: ești un imbecil, nu o să ajungi niciodată, că ești leneș, brânză bună în burduf de câine. Asta este propoziția pe care a auzit-o toată lumea. Și atunci tu de mic ți se spune că ești un prost, un leneș, și tu nu ai cum să crești cu încredere în tine și să iubești profesorii. Evident, am avut și eu profesori pe care i-am iubit, dar sunt puțini și nu sunt capabili ei să schimbe un sistem. Sistemul trebuie să aibă grijă de copii. Nu trei profesori, știi? Nu mai avem și ideea asta preconcepută din generație în generație. Trebuie să... Ce trebuie să știți? Știi, trebuie să facem tot timpul ce zice societatea, ce ne impune. Nu le faci că trebuie să înveți, trebuie să muncești. Adică eu nu sunt adepta cunoașterii de sine de la 18 ani. Că n-ai ce să cunoști de sine, că ești nimeni la 18 ani. Trebuie să te cunoști pe tine însuși când știi să faci ceva. Și eu vreau să... Eu am muncit de la 17 ani. Adică trebuie întâi să muncești ca după aia să ai ce să cunoști.
că n-ai ce să cunoști, ești copilul lui maică ta și al taică tu care stă pe banii lui tău și al tău, n-ai ce să te cunoști, trebuie să te cunoști prin prisma muncii tale. Și atunci trebuie să faci niște chestii, dar nu trebuie să faci absolut tot ca să placi societății, ci trebuie să faci ce-ți place ție. Și ce, și că... mai zic ceva, te rog frumos, că văd că a început, dar vreau să știu dacă pe Toma o să lași mai devreme să plece din țară, din timpul liceului, sau consider că trebuie să fii cu ochii pe copii până la 18 ani și după aia îi lași să zboare. Nu prea sunt eu de acord cu plecatul prea devreme de acasă, pentru că pubertatea, nebunia aia pubertății se termină la unii destul de târziu și atunci tu trebuie să fii lângă ei și să nu cumva să îi lași singuri ca să facă ce le spune grupul. Câteodată grupul nu e chiar o, știu, o influență bună și atunci trebuie să fii cu ei până când îi vezi că e sigur că el se va descurca singur fără influențe proaste.